faptul de a pune în cauză valorile fondatoare ale creștinismului nu poate rămâne fără consecințe. Că societatea nu poate rămâne aceeași dacă valorile de solidaritate, libertate, gingășie, bunătate, iubire a aproapelui vor fi puse în cauză, bagiocorite. Dacă pierdem certitudinea cu privire la lucrurile care compun viețile noastre, ce este un bărbat, ce este o femeie, ce este sexul, ce este genul, care este evoluția firească a persoanei umane și așa mai departe, dacă punem în cauză critic toate acestea, dacă cerem ființei umane să aibă o plasticitate infinită și să se adapteze la nesfârșit ultimelor mode ideologice, riscăm să nu mai putem trăi noi înșine cu noi înșine și noi înșine în comunitate. Te citez din memorie spunând cândva că pentru tine folosirea riguroasă și corectă a limbii materne e o formă de patriotism. A vorbi corect, mai întâi, și expresiv, dacă se poate, limba română, e forma imediată, nu neapărat cea mai accesibilă tuturor, dar forma imediată și cu adevărat obligatorie a patriotismului, fiindcă limba română ne precede și trebuie să își continue existența în istorie și cultură și dincolo de existența noastră pasageră. Cred că a vorbi la înălțime limba are și acest dar de a configura inteligențe, culturi, caractere, în fond destine. Dragi prieteni, vă salut cu drag, pe drept cuvânt, încântat de o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un cărturar, fiind diplomat, cărturar diplomat de carieră, absolvent de științe umaniste, deținător al unui titlu de master și doctor la Sorbona, fost profesor de literatură franceză și de antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara, actualmente diplomat. Fost ambasador al României la Vatican, la Chișinău, la Budapesta și reprezentant permanent al României în Comisia Dunării. Actualmente, ambasadorul nostru în Mexic și America Centrală. Marius Lazurca, mulțumesc pentru prezență. Foarte onorat de prezența ta în studioul nostru. Da, îți mulțumesc și eu, dragă Florentin. Sunt cel puțin la fel de onorat, dacă nu încă mai onorat, fiindcă, spre deosebire de mine, tu ești o celebritate și de celebritatea ta am să mă folosesc și eu cu această ocazie. Ai început să ataci diplomatic. E un reflex profesional, probabil că sunt ca un dulău bine antrenat care profită de orice ocazie să o fructifice. Eu să încerc să-ți returnez complimentul, ca la tenis, pe măsura dialogului nostru, în timpul dialogului nostru. Și aș vrea să vorbim despre experiențele tale, pentru că cei care ne privesc pot să fie și sunt cu siguranță curioși de experiențele tale de ambasador în aceste locuri extrem de importante pentru prezența României în lume. Și am o vedere în special Roma, Moldova și Ungaria, Roma, Chișinău și Budapesta. Dar nu propun să limităm dialogul nostru doar la aceste experiențe, pentru că te-am auzit și te-am urmărit și te-am studiat. Și din punctul meu de vedere, prezența ta poate fi și va trebui valorificată în dialogul nostru și prin multe alte gânduri ale tale pe subiecte ale actualității. Și când spun asta, am în vedere, în principal, un dialog despre generații, despre educație, despre maturitate și imaturitate, despre patrie și patriotism. Dacă ești de acord cu un asemenea plan de bătaie, putem da drumul. Sigur, niciodată nu-i prea târziu să te faci de râs și sunt gata să
mi-asum și riscurile astea. Însă, dincolo de gluma poate nesărată pe care am încercat-o din nou la începutul dialogului nostru, vreau să-ți mulțumesc pentru inițiativă și pentru o agendă, pentru un meniu atât de bogat al conversației noastre. Sigur, riscul aproape cert pe care, în fond, amândoi ni-l asumăm este ca cei care ne văd și ne ascultă să nu fie neapărat mulțumiți de ceea ce va rezulta în urma unui dialog cu o agendă atât de ambițioasă, dar îți propun totuși să rămânem încrezători și curajoși și să luăm aceste teme atât de exigente pe rând și cu toată încrederea. Am un prieten care la fiecare despărțire mă salută cu formula următoare. Ne vedem cu orice risc. Prin urmare, cu orice risc, hai să ne aventurăm. Și aș începe cu cariera ta de diplomat, cu o curiozitate care nu e plasată teritorial undeva, ci cu o curiozitate ce vizează cariera în sine. Cum e să fii diplomat într-o lume așa nebună? Da, bună întrebare și, în fond, o întrebare pe care mai mulți cetățeni demni de acest nume, adică participanți conștienți și responsabili la viața cetății, ar trebui să-și o pună, fiindcă, în fond, diplomația e o parte a serviciului public, e o ramură a administrației, a statului, dacă vrem să folosim termenul acesta mai popular și, în speță, mai puțin precis. Așadar, o dimensiune a vieții noastre publice pe care o întreținem prin taxele și prin impozitele pe care ca cetățeni le plătim și despre care diplomații se cuvine să dea socoteală, explicând de pildă în ce constă meseria lor și în ce fel meseria lor le e utilă tuturor cetățenilor. Acum, scena internațională, foarte rudimentar spus și foarte simplu, e compusă din state. Sigur că statele nu sunt singuri actori cu influență pe scena internațională. O mare companie, o mare casă de avocatură, un ONG internațional prestigios, sunt actori internaționali relevanți, cu influență, adesea mai importantă decât a unor actori statali, de care cei care descriu scena internațională trebuie să țină cont. Însă, diplomația, relațiile internaționale, pot fi imaginate și în lipsa acestor actori adiționali, ONG-uri, companii, firme multinaționale, dar nu poate fi imaginată în afara actorului fundamental al diplomației, care este statul național. Mă întorc la ceea ce spuneam inițial, și anume că diplomații sunt funcționari publici, adică sunt persoane care și-au asumat responsabilitatea, vocația poate pentru unii, de a se pune în slujba interesului țărilor, într-un domeniu foarte specific, și anume dialogul cu celelalte state sau cu organizațiile internaționale sau, în fine, cu ceilalți actori ai vieții internaționale. Fiindcă statele, de fapt, nu pot supraviețui în afara acestui dialog. Cine poate imagina astăzi state autarhice? Adică state care, de pildă, să nu întrețină relații comerciale cu vecinii, cu statele mai îndepărtate. Cine poate imagina state care se pot priva, în fond, de un dialog, de o comunicare, de instrumente relaționale cu celelalte state. E bine, asta este lotul, responsabilitatea, capitalul de lucru al diplomației. Să dea respirație pe scena globală a propriilor state, să ofere propriilor state instrumente de dialog cu alte state și, în fond, să creeze pentru propriile state instrumente ale propriei supraviețuiri pe scena istoriei, instrumente ale unei continuități de destin istoric cât mai echilibrat, cât mai de succes, instrumente ale prosperității, ale stabilității sociale, ale prestigiului public internațional și așa mai departe. De cu asta ne ocupăm noi. Dar trebuie să recunoști că misiunea unui diplomat într-o stare de pace e una. Misiunea unui diplomat într-o stare de efervescență în plan internațional e altceva. Fără îndoială. Acum, efervescența s-a apropiat de noi. Nu că ea ar fi dispărut vreodată de pe scena internațională. Doar că conflictul, anarhia, anomia,
încălcarea regulilor de bună cuvință, de bună înțelegere, de pace internațională. Toate aceste fenomene anarhice și violente s-au apropiat de noi într-un mod poate imprevizibil în urmă cu câțiva ani, dar care a devenit o realitate. Și într-adevăr, diplomația română trebuie să se adapteze acestei schimbări. Care schimbări în fond? Apariție emergenței conflictului, războiului la frontierele noastre. Am în vedere în doar asta. Avem un război în Est, avem tensiuni în Europa, avem amenințări de război și în alte zone ale lumii. O să ajungem și la situația actuală din America Centrală. Până atunci, în timp ce vorbeai, diplomația este, cum spui tu, un serviciu public, este subordonată unor interese naționale sau ar trebui să fie subordonată unor interese naționale și mi-aduc aminte de o legendă, poate că tu o confirmi sau o infirmi, în momentul în care Ungaria în 1941 declară război Statelor Unite, la vreo două zile distanță de România, nu mai știu care a fost cronologia, cine a depus prima declarație de război, cred că România, persoana care a venit, ambasadorul Ungariei la Washington, s-a dus la secretarul de stat al apărării și a spus să declarăm război Statelor Unite și secretarul de stat îl întreabă, dar voi, ce sunteți voi, Ungaria? Sunteți o republică, nu-i așa? Nu, noi suntem un regat. Știi povestea? Da, da, sigur. Suntem un regat, dar dacă aveți... Dacă sunteți regat, de un amiral, aveți rege? Nu, n-avem rege, avem regență pe mareșalul Horthy. Amiralul Horthy, dacă aveți amiral, înseamnă că aveți flotă. Nu, n-avem flotă. Dar de ce n-aveți flotă? Pentru că nu avem deschidere la mare. Și atunci, de ce ne declarați în război nou? Deci, sunteți un regat fără rege, un amiral fără flotă și fără deschidere la mare și ne declarați în război nouă. De ce? Ne urâți? Nu, noi urâm românii. Și de ce nu le declarați lor război? Pentru că ei sunt aliații noștri. În asemenea regim de alianțe și de care sunt uneori în contra naturii, exercițiul diplomatic este un exercițiu foarte complicat. Fără îndoială. Cum le resimți tu astăzi? Sigur că situația internațională s-a dramatizat. Ea nu s-a dramatizat și s-a complicat și a intrat într-o entropie accelerată doar începând cu luna februarie anului trecut, în momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Situația internațională s-a complicat, s-a dramatizat în momentul în care globalizarea și-a intrat cu adevărat în drepturi. Și anume când fenomenele locale au început să dobândească vocație de a deveni fenomene globale. Fiindcă, în fond, asta este globalizarea, nu-i așa? Extinderea la scară globală a unor fenomene care poate, cândva, în secolul XIX, de pildă, ar fi avut dimensiuni locale sau ar fi rămas la dimensiunile lui locale, nu ar fi avut vocația de a deveni fenomene globale. Când agenda tuturor statelor lumii s-a aglomerat, fiindcă, în fond, amprenta în profesia diplomatică a globalizării, asta este. Agenda noastră, agenda tuturor statelor, se aglomerează cu teme comune. Schimbările climatice, de exemplu. Pandemiile globale, crizele economice la scară planetei. Rolul, impactul global al conflictelor locale și așa mai departe. Așadar, suntem în momentul de față, pe de o parte, sub efectul specific al unor fenomene care pot fi identificate și numite în mod particular, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, consecințele politice, sociale, medicale ale pandemiei din care, har Domnului, am ieșit și sper să nu vom, că nu vom intra niciodată în ea din nou. Criza alimentară globală legată de consecințele războiului și așa mai departe. Pe de altă parte, suntem în prezența unui peisaj internațional în care orice fenomen de natură
locală se poate globaliza. Nu întâmplător, știrile internaționale au devenit atât de populare. Numește-mi un cetățean care să nu consume știri internaționale. Lucrurile astea, care astăzi ne pare natural, nu a fost natural în urmă cu 30 sau 40 de ani, când cetățenii consumau actualitate și informație locală. Astăzi ne hrănim, de exemplu, dintr-o anecdotică globală. Astăzi ni se pare că ne interesează și cu adevărat ne interesează. Astăzi ni se pare că ne influențează și cu adevărat ne influențează. Decizia Japoniei de a deversa 1 milion de tone de apă poluată sau potențial poluată sau decontaminată în urma accidentului de la Fukushima în ocean. Lumea se poate întreba, e rațional să ne simțim afectați de această știre? E rațional ca această informație să devină știre, adică un bun de circulație globală? Într-un fel e rațional, fiindcă pescuitul nu-și mai livrează produsele pe piețe locale, ci pe piețe globale. Consumatorul este un consumator deja de produse globale, nu numai de produse locale. Așadar, nu numai ca diplomați trăim sub exigența gestiunii unei agende globale, ci și ca cetățeni. Astăzi nu mai există în statele decent dezvoltate, cum e cazul României, cetățeni care să-și alinieze dieta la logica sezonieră. Astăzi dorim să mâncăm banane tot timpul anului, nu numai când ele se coc. Astăzi dorim să mâncăm roșii tot timpul anului, nu numai când ele se coc. Așadar, dorim să avem acces la produse care nu mai respectă logica naturală, ci logica artificială, dacă doriți, sau logica antropică, logica care se aliniază acțiunii omului în natură. Dar lucrul ăsta este imposibil în afara globalizării. Adică dacă cineva nu decide să transporte banane în proces de coacere din Columbia în Europa, consumatorul extra sezonier nu-și poate satisface exigențele dietetice. Asta spun. Într-adevăr, trăim într-o realitate globală, însă nu numai ca diplomați, ci ca simpli cetățeni care, iată, de la fluxurile de știri până la dieta zilnică, absorbim o realitate globală deja. Spune-mi, te rog, tu ai început cariera diplomatică la o vârstă foarte fragedă și din propriile mărturisiri știu că ți se spunea baby ambassador. Asta se întâmpla la Vatican când tu, un tânăr de 36 de ani, începeai cariera diplomatică. Cu ce misiune anume a reprezentat România la Vatican? Da, ești foarte generos. Acum, la 36 de ani, numai fraged mă puteam considera și nu mai eram fraged. Dar pentru un diplomat, totuși, care este înțeleptul înțelepților din sfatul bătrânilor, 36 de ani, dăm voie să spun că e o vârstă, totuși... Necoaptă. Ajungem și la coacere și la maturitate puțin mai încolo. Da, da, așa e. În fond așa e, doar că încercam printr-o eschivă să, în fin, evit un subiect oarecum delicat, fiindcă, într-adevăr, trebuie să mărturisesc asta. Am început cariera diplomatică, poate la un nivel ambasadorial, adică la nivelul de final de carieră, mai repede decât poate ar fi fost cazul sau decât s-ar fi cuvenit sau, în fine, nu știu care e expresia cea mai cuminte pentru a descrie situația mea. Și știu că spunând asta mă expun într-o oarecare măsură, dar în fond de asta suntem aici ca să fim mai sinceri decât poate ar fi nevoie sau cazul. Ceea ce mi s-a întâmplat mie nu este neapărat atipic. Într-un fel este tipic pentru România, dar e tipic mai mult pentru zona noastră geografică, care după căderea Uniunii Sovietice, schimbările de regim, procesul de democratizare, toate aceste țări, fostele țări comuniste, fostele țări sovietice adesea, au fost în situația de a-și inventa o nouă administrație și în cadrul administrației de a-și crea un aparat diplomatic nou. Din acest motiv, multe state, nu numai România, au început să recruteze pentru pozițiile prestigioase de ambasador sau de consul general
persoane din afara carierei, adică care nu au parcurs din poziția de atașat diplomatic, cu răbdare, trecând prin toate treptele profesionale și prin toate gradațiile acestui cursus honorum, persoane care aveau anumită amprentă în viața publică, care puteau demonstra o biografie de succes până în momentul recrutării. Așadar, nu eram singurul ambasador al unui nou, a unei noi democrații europene la Vatican, din afara sistemului diplomatic și de o vârstă relativ necoaptă sau fragedă sau, în fine, neobișnuită pentru această poziție. Însă, încă o dată, e vorba de un fenomen de transformare instituțională și de reformă a statului prin care România a trecut și prin care și alte state din zona noastră de lume au fost nevoite să treacă. Într-adevăr, faptul de a putea ocupa o poziție de o asemenea răspundere, cum este cea de ambasador, la 36 de ani, în compania unor persoane de o vârstă mult mai înaintată decât tine, cărora totuși trebuia să le vorbești ca la un egal, ca unor egal și cu care trebuia să ai relațiile de cordialitate ale unor colegi, poate reprezenta inclusiv un handicap, fiindcă meseria diplomatică este o meserie a unei solidarități de grup, a unor reguli scrise sau nescrise tradiționale de etichetă și nu numai, care funcționează și care sunt puternice, astfel încât n-a fost simplu să-mi duc la îndeplinire mandatul în aceste circunstanțe. Pe de altă parte, foarte repede, ajungând la Roma, ca ambasador la Vatican, mi-am dat seama că am nevoie de legitimitatea pe care apartenența instituțională la corpul diplomatic totuși ți-o dă. Așadar, am decis să dau concursul de intrare în corpul diplomatic și consular al României, așa cum se definește legal și în alți termeni comunitatea noastră, și am dat acest concurs și, în fine, am fost admis, astfel încât, în fine, am încercat să aduc în firescul ei această situație care putea fi privită critic sau amuzat sau sarcastic la începuturile ei. Mandatul de ambasador la Vatican al României are o configurație, sigur, adesea specifică, dar cu niște linii generale foarte, foarte limpezi. Mai întâi că este vorba de o relație de natură eminamente politică. Nu e vorba, România nu are relații confesionale sau spirituale. Urma să te întreb, pentru că pentru cei care ne urmăresc, toată lumea știe probabil că prima referință când spui Vatican este una la un reper simbolic și religios și nu neapărat la Vatican, care reprezintă un stat ca atare, cel mai mic stat din lume, de altfel. Și voiam să te întreb în ce măsură mandatul tău s-a limitat la o reprezentare strictamente politică sau a avut și o încărcătură de ordin religios cumva, din partea Bisericii Naționale? Nu. România funcționează cu adevărat, cel puțin în acest registru, un registru politico-diplomatic, ca un stat secular, în care, sigur, prezența de prestigiu, prezența culturală, spirituală, istorică a bisericilor sau a cultelor, cu precăderea Bisericii Ortodoxe, este importantă și are greutate publică și e un reper natural. În același timp, agenda diplomatică nu este definită printr-o relație nemijlocită sau printr-o subordonare de vreo oarecare natură în raport cu Biserica Ortodoxă sau cu Biserica Catolică prezentă și în România sau cu realitatea confesională în general. Așadar, mandatul unui ambasador al României la Sfântul Scaun este întotdeauna politic, este definit în termeni politici, dar sigur că el
conține și tonalități sau nuanțe sau tematici de natură religioasă. Și am să-ți dau un exemplu foarte ușor de înțeles. De pildă, aveam cu Sfântul Scaun o temă litigioasă în momentul respectiv. Mi-e teamă că ea continuă să fie o rană vie încă, și anume imobilul de birouri de lângă Catedrala Sfântul Iosif din București. Nu știu, cunosc câtă lume sau câți dintre cei care ne văd și ne ascultă sunt familiarizați cu această temă, dar în orice caz, faptul că s-a construit în condiții discutabile, din punct de vedere legal, arhitectonic, poate de asemenea, un imobil înalt de birouri în imediata proximitate a Catedralei Sfântul Iosif din București, reprezenta un iritant pentru raporturile dintre România și Sfântul Scaun. Însă nu un iritant de natură religioasă, limpede, ci o temă, să spunem, care punea, din punctul de vedere al Sfântului Scaun, în cauză respectul statului român pentru demnitatea simbolică, pentru autoritatea morală a Bisericii Catolice în România. Iar Sfântul Părinte, în întâlnirea care a succedat prezentării scrisorilor de acreditare, mi-a semnalat cu oarecare băhnire faptul că Sfântul Scaun e nemulțumit de faptul că această clădire s-a ridicat și că, în fine, ea s-a ridicat în ciuda opoziției Arhiepiscopului de București și așa mai departe. De asemenea, sigur, agenda nu conține numai teme litigioase, dimpotrivă, agenda dialogului politic dintre România și Vatican era și continuă să fie una eminamente pozitivă. România are o viziune, continuă să aibă și presupun că pe termen mediu va continua să aibă, o viziune cu privire la teme globale, importante și pentru noi și pentru Sfântul Scaun, o viziune similară cu cea a Sfântului Scaun și aveam un dialog bine sincronizat și armonizat cu Sfântul Scaun cu privire la acest dialog, la aceste teme. Da, vorbeai despre răni și potențiale răni. Știu că în 2010, când încă mai erai acolo, nu știu dacă ai avut ocazia să te intersectezi cu arhiepiscopul Vigano. Da, ne-am întâlnit, însă nu mă dau seama unde duce întrebarea ta. Întrebarea duce spre un avertisment recent al dânsului care, în paranteză, după cum probabil știi, sigur știi, a avut o atitudine extrem de fermă în timpul așa numitei pandemii, când a criticat vehement chiar atât măsurile restrictive la adresa drepturilor și libertăților civile, a libertății de expresie, a libertății de mișcare, a libertății religioase, cât și pe de o parte, și pe de altă parte, atitudinea Bisericii Catolice și poziția mult prea conciliantă în opinia domniei sale a suveranului pontif. Iar recent, arhiepiscopul Vigano lansa un avertisment, când spun recent, spun acum câteva zile, un avertisment relativ serios care viza o potențială, citesc din memorie, schismă în interiorul Bisericii Catolice, motivată tocmai de atitudinea extrem de tolerantă a suveranului pontif la fenomene care sunt alimentate în special de ideologia numită progresistă, woke sau nu știu cum vrei. Da. Această atitudine extrem de tolerantă a Bisericii Catolice reprezentată de suveranul pontif ar putea să reprezinte în optica arhiepiscopului Vigano un motiv de schismă. Da, pe arhiepiscopul Vigano nu l-am cunoscut, la drept vorbind. Cred că era la post, fiindcă arhiepiscopul e un coleg, dacă mi se scuză libertatea de a spune asta, diplomat. Dacă nu mă înșel, pe vremea când serveam la Roma, era reprezentantul Sfântului Scaun la Consiliul Europei
Și sigur, în această poziție se supunea limitei de discreție, care e o obligație profesională pentru noi toți, diplomații. Nu sunt neapărat surprins de declarațiile mai recente ale arhiepiscopului Vigano, după ieșirea lui la pensie, fiindcă să nu uităm, el are libertatea de a se pronunța asupra unor teme de o asemenea importanță și gravitate, pe care i-o dă și ieșirea lui din aparatul diplomatic pontifical și din răspunderile clericale propriu-zise la care era supus pe când era încă activ. Sigur că nu-mi permit să comentez ceea ce spune arhiepiscopul Vigano, decât într-un fel, să zicem, un pic oblic sau pieziș, spunând că, în fond, trebuie să ne reamintim că toți slujitorii Sfântului Scaun, cu rare excepții, sunt clerici, preoți, călugări, arhiepiscopi, episcopi, cardinali, în fond, într-un singur cuvânt, clerici. Și ca atare sunt chemați la vocația profetică, adică de a spune adevărul în orice circumstanță, la care este chemat, vocația la care este chemat orice cleric și orice credincios până la urmă. Așa văd eu ceea ce spune arhiepiscopul Vigano, nu ca declarațiile poate ieșite din normă ale unui fost diplomat sau ca pe ieșirea din rezervă obligatorie a unui fost diplomat, ci ca printr-o manifestare, poate adecvată, poate stridentă, nu e locul meu să judec, a unui cleric care își amintește de vocația lui profetică. Da, ascultându-te, îmi dau seama că trebuie să fac un efort să găsesc printre rânduri să identific răspunsul, pentru că și, știi, e acea butadă care spune un diplomat care spune... Spune de fapt poate, dacă spune poate, spune de fapt nu, și dacă spune nu, nu e diplomat. Tu ți-ai demonstrat calitatea de diplomat refuzând acest nu, această expresie fermă. Înțeleg faptul că tu ești un diplomat în funcție, te obligă la prudență și discreție și eufemisme și poziții atent și grijuliu articulate. Da, în ceea ce mă privește, cred că l-am admirat pe Vigano pentru pozițiile pe care le-a exprimat în timpul, o spun eu de data asta, în timpul de tristă amintire, în perioada respectivă, și semnalele de alarmă le au cu foarte serioasă preocupare. Da, revenind puțin la parcursul tău și poposind pentru câteva minute la Chișinău, probabil că toți românii care ne urmăresc sunt interesați de relația Moldova-România din perspectiva unei potențiale reunificări. Cum se vede asta peste ani? Există un proiect în sensul ăsta sau nu? A fost el unul serios în timpul mandatului tău sau nu? Ar fi un proiect benefic pentru românii de dincoace și de dincolo de Prut sau nu? Este o iluzie sau nu? Poate că ar fi interesante două vorbe din partea ta, că a fost reprezentant, ambasador al nostru la Chișinău și actualmente om cu experiență rezultabilă în spate. Da. E o întrebare foarte gravă și foarte serioasă. Sigur că ea reclamă un răspuns de același calibru, de aceeași seriozitate, și o să încerc să fiu la înălțimea acestei întrebări prin răspunsul pe care o să-l dau. Ceea ce aș spune în primul rând este că, dincolo de prudența la care mă obligă statutul profesional, aș saluta orice discuție publică serioasă, așezată, despre tema unionistă. Sigur că poziția oficială a României este cunoscută. Noi am fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova și care respectăm în continuare cuvântul pe care, prin această recunoaștere, cuvântul de fraternitate, de solidaritate, de bunăvoință pe care l-am dat în momentul respectiv, asistând Republica Moldova ca stat independent
în parcursul de independență, de suveranitate, pe care frații noștri l-au ales în momentul destrămării Uniunii Sovietice. Asta este poziția noastră oficială. Republica Moldova și-a dorit să fie un stat independent. Noi am luat act de această dorință, am recunoscut-o și o sprijinim în continuare. Sigur, în aceeași măsură, nu putem să nu luăm act despre existența, încă din momentul declarației independenței, până în ziua de astăzi, a unui persistent, tenace, cald, sentiment unionist în Republica Moldova și în România. E o realitate politică, e o realitate socială. Dacă este să dăm crezare sondajelor de opinie, acest sentiment pare să se afle pe un trend crescător. Și ca cetățeni responsabili, și aș vrea să spun ca o paranteză, dacă îmi dai voie, că tot ceea ce spun eu acum e expresia opiniei mele personale, de cetățean, nu de diplomat român. Sigur, opinia mea, ca opinia tuturor, are în spate o biografie și convingeri și lecturi și educație, dar e fundamentalmente opinia care mă angajează numai pe mine, nu și Ministerul de Externe sau autoritățile României. Așadar, nu putem să nu luăm act de acest fapt, și anume că pentru mulți dintre actorii independenței, adică a desprinderii Republicii Moldova de Uniunea Sovietică, declarația de independență nu era decât primul pas într-un proces care avea drept finalitate, avea drept obiectiv, unirea cu România. Nu putem să ocultăm, să escamotăm această realitate, care este în fond înscrisă printre rândurile declarației de independență și printre rândurile Constituției Republicii Moldova. În al doilea rând, nu putem să nu ținem cont de faptul că acest sentiment nu a dispărut și că există voci care spun că, dimpotrivă, el este pe cale să crească și că nu o să dispară prea curând. Întrebarea este ce facem cu această realitate? În ce fel alimentăm poziția oficială a României la propriu Republica Moldova din realitatea istorică și prezentă a sentimentului unionist? E limpede că solidaritatea noastră cu Republica Moldova nu este identică cu solidaritatea noastră cu Grecia, aflată recent într-o situație dificilă datorită incendiilor de vegetație și a situației adesea catastrofice, și că nu ne leagă de state în dificultate aceleași sentimente fraterne și de adâncă legătură istorică, morală, culturală, ca cele care ne leagă de Republica Moldova. Și că sentimentul unionist este și motorul solidarității noastre niciodată ostenite, niciodată defective cu Republica Moldova. România, de fiecare dată când a fost cazul, s-a pus în serviciul Republicii Moldova, s-a pus inclusiv, fiindcă ține cont cu seriozitate de existența acestui sentiment unionist și de speranța unora că cele două realități statale ar putea deveni cândva una singură. În al doilea rând, acest sentiment unionist deja este funcțional și deja produce rezultate dincolo de programele asistențiale pe care România le-a creat și le continuă să le creeze în beneficiul Republicii Moldova. Săptămâna viitoare voi fi prezent la Chișinău la o conferință și o să-mi permit să le transmit un salut călduros din partea fostului nostru ambasador și aș putea spune un salut în speranța că data viitoare, când se va întoarce la Chișinău, se va întoarce pe un pământ și oficial recunoscut ca românesc. Sigur, salutul meu se poate transmite oricând și cred că, în fine, mai sunt oameni care își aduc aminte de mandatul meu la Chișinău. Da, dar revenind la sentimentul unionist, încă o dată el este acolo, va continua să rămână viu și, în fond, el explică sentimentele cu totul speciale pe care românii, de la Vlădică până la Opincă, le au față de Republica Moldova. În privința asta, mă tem că
evaluarea ta este prea optimistă. Nu cred că chiar de la vlădică la o pincă. Cred că există și rezerve și de o parte și de alta a prutului. Nu sunt așa de convins că suntem toți românii într-un spirit, într-un singur glas. Doar întrebam. Cu îngăduința ta aș decola de la Chișinău și aș ateriza la Budapesta, cu tine alături, unde la Budapesta dăm de un ditai scandalul diplomatic, când celebrul Tucker Carlson are două discursuri incendiare, fiind prezent la Budapesta, având un dialog cu premierul Victor Orban și potrivit știrilor din fierbinți ieșite astăzi din presa de astăzi, prezentându-și în mod public scuze în numele poporului american pentru o ieșire a ambasadorului Statelor Unite la Budapesta, care, spune Carlson, și-a permis în mod nediplomatic să dea lecții maghiarilor, care, în opinia domnului ambasador, nu se aliniază exigențelor contemporane, exigențelor ideologice contemporane. Cum ai comentat tu acest, că a fost diplomat la Budapesta, cum ai comentat tu acest incident diplomatic? Da, mai întâi că nu l-aș defini ca un incident diplomatic, fiindcă definiția strictă a incidentului diplomatic presupune o situație de tensiune între două state sau între aparatele diplomatice ale unor state. De data asta avem opinia unui comentator politic, sigur, foarte popular, foarte celebru, cum este Tucker Carlson, cu privire la acțiunile, fără îndoială, sub instrucțiuni din partea Departamentului de Stat, ale ambasadorului SUA la Budapest. Așadar, cred că termenul de incident diplomatic nu e potrivit sau, în orice caz, e puțin exagerat în speță. Scuze, n-am folosit într-o accepțiune a lui cea mai largă. Cea mai largă și, da, înțeleg. Acum, sigur că la Budapest avem un guvern conservator care rezonează, să spunem, ideologic cu opiniile comentatorului american despre care vorbim. Așadar, nu sunt surprins de această aliniere, să zicem, de comunicare și de opinie ideologică între pe de o parte guvernul de la Budapesta și Tucker Carlson. Pe de altă parte, e limpede, la Budapesta avem un guvern democratic ales într-un stat suveran, un guvern care are întreaga libertate de a decide în numele reprezentării democratice linia politică pe care s-o imprime, Ungaria. Așadar, nu cred că suntem într-o situație conflictuală sau tensionată, ci într-un soi de incident mai curând mediatic decât de altă natură. Da, ce spui tu, ridic un semn de întrebare cu privire la un dublu standard pe care autoritățile europene îl aplică Ungariei după propria evaluare. Pe de o parte, cum spui, Ungaria este un stat democratic, cu un parlament democratic ales, cu oameni care reprezintă Ungaria și care se bucură de toată legitimitatea izvorâtă din Constituția maghiară și din legile maghiare. Și cu toate astea, autoritățile de la Bruxelles califică Ungaria ca fiind o autocrație electivă, calificare care ridică un semn de întrebare. Și, de asemenea, în ciuda legitimității pe care și tu o confirme, a guvernului maghiar de a adopta propriile rânduieli la ea acasă, guvernul maghiar a fost foarte des criticat pentru pozițiile lui anti-migrație, sau, mă rog, pentru pozițiile de apărare a suveranității naționale, în fond, pentru pozițiile de apărare a culturii creștine, pentru pozițiile de apărare a valorilor istorice și tradiționale, cum ar fi familia tradițională. O asemenea atitudine se înscrie într-un dublu standard care este blamabil.
Sigur, nu mă pot asocia sau neapărat disocia de ceea ce spui, fiindcă înseamnă să-mi depășesc statutul și atribuțiile. Însă aș face o distinție între realitatea mediatică și realitatea politică. Adesea, felul în care dialogul dintre Bruxelles și capitalele statelor membre se desfășoară capătă un aer mai dramatic decât el este de fapt. Aș spune că Ungaria continuă să fie un stat membru al Uniunii Europene în care își asumă răspunderile și vocația instituțională și politică ale oricărui stat membru al Uniunii Europene, că continuă să aibă un dialog cu instituțiile de la Bruxelles și cu celelalte state membre. Acest dialog, nu numai în cazul Ungariei, ci în fond în cazul tuturor statelor membre, poate avea uneori un aer tensionat sau poate genera o impresie de dezacord, însă trebuie să reamintesc că inclusiv tratatul Uniunii Europene presupune mecanisme de soluționare ale dezacordurilor, de pildă procedura de impeachment, ce este în fond decât un fel de a semnala o încălcare de către un stat membru a unei prevederi a legislației europene sau unei valori, în termeni mai generici, europene, dar că aceasta este o procedură mai curând curentă și că ea nu afectează în mod particular sau specific sau preponderent anumite state membre. Asta aș spune, aș dedramatiza puțin situația, aș face distinția între ceea ce presa relatează și, în fond, dialogul instituțional dintre statele membre și instituțiile de la Bruxelles, care continuă și care dă roade în continuare. Marius, aș pleca din Budapesta. Cu regret. De data asta nu cu avionul, ci aș lua un vaporaș și aș coborî pe Dunăre, cu toată comisia Dunării cu tot, și m-aș opri la Marea Neagră, pe brațul Chilia, în dreptul canalului Bâstroe. Este canalul Bâstroe un călcâia lui Ahile al diplomației românești? Nu cred. Poziția noastră în ceea ce privește căile navigabile în Europa, utilizarea Dunării pentru comerțul internațional, e foarte simplă, foarte clară și deplin aliniată instrumentelor internaționale la care atât România cât și celelalte state riverane ale Dunării au aderat. Așadar, încă o dată, aș dedramatiza această situație. Avem instrumente internaționale, avem convenții bilaterale care definesc cum trebuie să se desfășoare navigația pe Dunăre și, în funcție de aceste repere la care am convenit și unii și ceilalți, trebuie să aliniem conduita noastră și, în funcție de aceste repere, trebuie să desfășurăm dialogul nostru. Diplomația nu câștigă niciodată din sentimentele de frustrare, din tensiuni, din pierderea lucidității. De aceea, primul gest pe care orice diplomat trebuie să-l facă este să se retragă puțin din felul în care o anumită situație este prezentată în presă, adesea inadecvat sau imprecis, pentru a cântări cum stau lucrurile de fapt, pentru a reașeza lucrurile în contextul instrumentelor legale internaționale la care părțile au consimțit și pentru a relua dialogul cordial și prietenesc și de bună vecinătate pe care, în fond, îl avem cu toate statele riverane Dunării. Fiindcă, încă o dată, instrumentele legale la care, de natură internațională la care România și celelalte state riverane au aderat, sunt instrumente ale binelui public. Sunt instrumente care conservă și garantează accesul neîngrădit și echitabil la căile navigabile ale Dunării sau, în general, căile navigabile europene pentru toate statele interesate. Da, invitația ta de a dedramatiza lucrurile mă liniștește și mă provoacă în același timp să trecem la lucruri mai dramatice, totuși, să și dramatizăm dialogul nostru.
Și aș trece la un subiect care este foarte drag. În prezentarea pe care am făcut-o, am uitat să menționez că pe lângă toate aturile tale și toate calitățile care te recomandă drept un cărturar de clasă, figurează și aceea de autor de eseuri, studii și lucrări de referință, cum ar fi Incorpore, de la trupul păgân la corpul creștin în Antichitatea Târzie. Aș vrea să zăbovim câteva minute asupra acestei lucrări. O minunată analiză a relației noastre cu corporalitatea din perspectivă creștină și o analiză a unor virtuți precum ascetismul, postul și cumpătarea în viziune creștină. Aș vrea să te întreb întâi de toate un lucru care ține de creștinism însuși. În analiza ta, tu vezi, analizând creștinismul, tu îl vezi mai degrabă într-o linie de continuitate cu Antichitatea Târzie latino-greacă, decât, mai degrabă în continuitate decât în ruptură. Pe mine, te rog să explici asta, pentru că mă surprinde un pic. Dacă mă întrebi, creștinismul a fost atât de revoluționar, încât ideea de continuitate cade în plan secund. Pentru că, întâi de toate, noi trecem, nu grație creștinismului, dar în Europa creștinată, ajungem să trecem de la politeism la monoteism. Spun prostii? Nu. Bun. Și atunci, dacă trecem de la politeism la monoteism, nu se numește asta o mișcare radicală, de rupere cu trecutul cu care noi fuseserăm obișnuiți, de unde preferința ta pentru continuitatea asigurată de creștinism trecerea ideii de mișcare revoluționară în plan secund. Mm-hmm. Când, în ceea ce mă privește, repet, nu sunt teolog, nu sunt istoric și nici nu sunt antropolog. O spun ca un novice, o întrebare de novice către un specialist. Da. Între novici sau între amatori, fiindcă în fond discuția noastră se poartă între oameni de același calibru și cu același statut, îmi vine să sper. O să-ți răspund. E o întrebare. E o întrebare foarte potrivită. Foarte potrivită, fiindcă într-adevăr asta este una dintre mizele metodologice ale cărții. Această carte, ca în fond orice aventură intelectuală, pleacă de la o întrebare. M-am întrebat cum ceva care avea într-un anumit fel vocația să rămână marginal și ca orice lucru marginal să dispară în intervalul unei generații, nu numai că nu a dispărut, dar a transformat revoluționar, cum spui, o lume așezată, o lume care nu era pe cale să apună, ca lumea Imperiului Roman, care a privit întâi cu rezervă și condescendență, poate chiar dispreț, această mișcare religioasă, acest nou cult oriental, așa cum îl percepeau romanii, așa cum percepeau romanii creștinismul, dar care au fost nevoiți să-l accepte încetate, să-i dea un statut oficial și să-l recunoască, începând cu secolul IV, nu numai drept un cult licit, permis, așadar, ci și drept cultul principal al cetății, adică al Imperiului. Asta este, de fapt, un miracol la scară istoriei, fiindcă noi trăim înconjurați de fenomene care sunt care nu au semnificație, care nu au pondere la scară istoriei. Avem acest dialog. În acest dialog nu se va alege mare lucru peste 10 ani. Te contrazic, va fi un dialog istoric. Putem spera asta, sigur, când în vanitatea noastră. Când tu vei fi secretarul general ONU, eu voi publica acest dialog și voi cere un autograf. Și îmi vei forța demisia.
Nu, nici de cum, pentru că tot ce ai spus tu în acest dialog este cât se poate de aliniat rigorilor și regulilor diplomatice. Întorcându-mă puțin la ceea ce vreau să spun, este că suntem înconjurați de lucruri care par să nu aibă pondere. Din mulțimea de evenimente lipsite de importanță, de semnificație, istoria, destinul, timpul alege evenimente care se dovedesc a fi capitale, istorice, colosale, de importanță pentru omul generic sau pentru întreaga umanitate. În fond, creștinismul a avut un asemenea traseu istoric. Cine citește Evangheliile realizează că vorbim de situații care nu aveau vocația să convingă umanitatea întreagă de adevărul acelor evenimente. Și asta a fost stupoarea mea, fiindcă, în fond, orice cercetare, o spun și filozofii greci, orice cercetare începe cu o stupoare, cu o mirare, cu o minunare. Și anume că luăm astăzi drept de la sine înțeleasă răspândirea universală a creștinismului, deși dacă ne uităm îndărăt la momentele inaugurale ale creștinismului, ce putem vedea este un fenomen marginal. Și am încercat să-mi răspund cu instrumentele la îndemână ale istoricului, ale antropologului, așadar nu ale teologului, nu ale omului credincios care sunt. Cum a fost posibil acest lucru? Așadar, am practicat un soi de autocenzură de natură metodologică și am încercat să așez creștinismul în continuitatea unor fenomene istorice și culturale și intelectuale, pentru a vedea cum un fenomen marginal devine acceptat și central, până la urmă, în lumea solidă, închegată, sigură de sine și de propriul destin istoric al Imperiului Roman. De aceea, accentul, dar încă o dată, vorbim de accente și despre opțiuni metodologice, nu despre adevăruri universale. De aceea, accentul acestei cărți cade pe continuitate și nu pe ruptura cu adevărat revoluționară pe care creștinismul o reprezintă. Spune-mi, te rog, în contextul ăsta am două întrebări legate, ambele care sunt în legătură cu creștinismul. Cum îți explici tu, ca antropolog și iubitor de științe umaniste și, în special, de creștin ortodox practicant, cum îți explici atacurile recente sau relativ recente la adresa creștinismului? Și când spun asta, am în vedere recente coduri de limbaj, inclusiv adoptate de Comisia Europeană, care impun scoaterea unor aluzii la creștin, scoaterea din limbaj a unor aluzii la creștinism, expoziții de artă care ridiculizează figura cristică, expoziții de modă care sunt veritabile blasfemii. Cum interpretezi tu această ofensivă împotriva creștinismului? Mai întâi că mi-aș dori să nu fie o ofensivă împotriva creștinismului, mi-aș dori să fie incidente, mi-aș dori să fie exemple ale unei anecdotici nefericite pe care o putem deplânge, dar care vor rămâne izolate și pe care le vom consemna ca pe niște aberații peste câțiva ani. Sigur că nu am certitudinea că așa se va întâmpla, nu am certitudinea că nu asistăm, de fapt, la un fenomen concertat sau la o lepădare, dacă vrei, generalizată, programatică față de adevărurile de credință, pe care le consider în continuare ale mele și structurante pentru viața mea și pentru viața, în fond, comunității din care fac parte și care, în mintea mea, se extinde la scara României întregi. Deplâng, desigur, asemenea situații și aș observa că
Faptul de a pune în cauză valorile fondatoare ale creștinismului nu poate rămâne fără consecințe. Că societatea nu poate rămâne aceeași dacă valorile de solidaritate, libertate, gingășie, bunătate, iubire a aproapelui vor fi puse în cauză, bagiocorite, sistematic sau întâmplător, și că aș atrage atenția asupra responsabilității pe care o poartă cei care stimulează sau organizează sau încurajează asemenea evenimente. Încă o dată, îmi doresc să fie incidente, ca ele să poată fi evaluate ca fiind izolate și care să nu aibă îndărăt o voință de a pune în cauză existența istorică sau utilitatea politico-socială a creștinismului în ziua de azi. Să sperăm. Spune-mi, Marius, pe fundalul evenimentelor recente, care marchează un veritabil atac la adresa individualității umane. Vorbim despre identități, vorbim despre identitate națională, identitate religioasă, identitate umană propriu-zisă. Având în vedere aceste premise și faptul că una dintre preocupările tale pe care o regăsim în această carte ține de viziunea asupra corporalității, cum interpretezi sau cum vezi tu la ora asta previziunile pe care le găsesc sumbre legate de marea resetare și de viziunile recente cu privire la o viitoare fuziune a identităților noastre fizice, biologice și digitale înscrise în Constituția acestei mari resetări? E din nou o întrebare foarte grea și vine să încep prin a te felicita pentru întrebări atât de complexe și atât de exigente. E o dovadă de încredere în capacitatea mea de a face față acestui tir. Sigur că suntem într-o lume în tranziție, într-o lume în care realități culturale, ideologice, politice noi și într-un fel impredictibile se manifestă și ele ne pun pe toți în situația unor opțiuni pe care le credeam imposibile în urmă cu câțiva ani sau în fața unor dileme pe care le credeam cu neputință în urmă cu câțiva ani. Îmi amintesc că citeam o știre despre faptul că un șef de guvern dintr-o țară importantă, prosperă, de succes, cu bună reputație internațională, a fost recent întrebat dacă poate da o definiție a femeii. Și respectivul șef de guvern a spus că statul pe care îl reprezintă nu are o poziție oficială cu privire la ce este o femeie. Găsesc că e o prudență exagerată și că ne putem întoarce la concepte, la sensul cărora avem cu toții acces în mod natural, desigur că știm cu toții ce e un bărbat și ce e o femeie, că cunoaștem diferența dintre ele și că pe această diferență e construită întreaga noastră societate și viețile noastre. Găsesc așadar că am complicat ideologic, intelectual, lucrurile dincolo de o limită tolerabilă, cu bune intenții, s-ar putea spune sau ar pretinde unii, cu bunele intenții de a evita violența simbolică, de a evita discriminarea, de a evita marginalizarea. Toate acestea sunt obiective legitime și necesare ale oricărei societăți, fiindcă asigură conviețuirea dintre noi. Aș avertiza totuși că există un prag dincolo de care se pun în cauză și în criză concepte fără de care nu putem opera inclusiv în viața noastră socială dacă pierdem certitudinea cu privire la lucrurile care compun viețile noastre, ce este un bărbat, ce este o femeie, ce este sexul, ce este genul, care este evoluția firească a persoanei umane și așa mai departe. Dacă punem în cauză critic toate acestea, dacă cerem ființei umane să aibă o plasticitate infinită și să se adapteze la nesfârșit ultimelor mode ideologice, riscăm să nu mai putem trăi noi înșine cu noi înșine și noi înșine în comunitate.
Cartea mea este și despre asta, despre faptul că persoana umană are niște noime, dacă dorești, universale sau care au aparența universalității, care au aparența, care au aspectul neschimbabilului. Și că corporalitatea, în diferența de gen pe care ea o ilustrează, face parte din aceste universalii antropologice pe care se clădește și înțelegerea noastră despre noi înșine și o societate în care se poate trăi cu adevărat bine. Da, îți mulțumesc foarte mult pentru răspuns și pentru aluzia la definiția femei și țin să răspund în trei părți, răspunsul meu o să aibă trei părți. Prima, că discuția cu tine va apărea probabil după un dialog pe care l-am avut cu un tânăr cu care am dezbătut foarte mult acest subiect, el spunând că există adevăruri în lumea asta care nu sunt supuse dezbaterii. Nu vorbim despre abordări dogmatice, ci vorbim despre faptul că, așa cum ai spus, definiția femeii ar trebui să fie o sarcină ușoară pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi știm ce înseamnă o femeie. Eu am și scris despre asta, pornind de la refuzul sau rezervele unei doamne judecătoare din Curtea Supremă a Statelor Unite de a răspunde la întrebarea asta, de a da definiția femeii. Asta e unul la mână. Doi, am citit recent despre o decizie chiar de la tine, când spun de la tine, de acolo, în America de Sud, de fapt ești în America Centrală, dar în America de Sud, în o instanță din Brazilia, care a admis recent posibilitatea unei triple paternități. Un tată care este tatăl din actul civil, doi, tatăl biologic, trei, un tatăl socioafectiv. Aceste ipostaze care nu se exclud reciproc. Deci, potrivit acestei instanțe, un copil poate avea eventualmente doi tați. Tatăl biologic și un tată social-afectiv care l-a preluat și l-a crescut și care se cheamă tot tată. Prin urmare, trebuie să admiți că te afli tu însuți ca analist și ca antropolog într-o stare de cumpănă, într-o stare de mari provocări și toate aceste transformări, evoluții și provocări sunt o bună motivație ca să apară și volumul 2 despre corporalitate în viziunea creștină adaptată vremilor moderne sau postmoderne sau postmoderne în care trăim noi acum. Și a treia chestiune, mulțumesc pentru compliment că te provoc cu întrebări faine și acum ți-aș întoarce complimentul, să te întreb dacă știi că uneori depinde cum pui întrebarea, dacă putem fuma și să ne rugăm în același timp. Se poate? Te ajut eu? Da, ajută-mă. Depinde cum pui întrebarea. Dacă pui întrebarea putem să ne rugăm în timp ce fumăm, răspunsul este da. Pentru că întotdeauna, indiferent ce faci, ar fi bine să te rogi. Dacă pui întrebarea, putem fuma în timp ce ne rugăm, răspunsul este nu. Pentru că atunci când te rogi, nu mai e loc pentru altceva. Mm-hmm. Sunt de acord. Sunt de acord și nu mi-ar fi trecut prin cap cum pot descompune această întrebare în două situații. În fond, în egală măsură, exclusivă. Trebuie să menționez că exemplul nu mi-aparține, este bine de la o autoritate în materie de filozofia tehnologiei, Postman. Mm-hmm. Ne întoarcem puțin la oile noastre, să trecem, de exemplu, la un subiect pe care tu l-ai abordat într-o conferință cu o profesoară dragăție, Adriana Babeții, și cu Sever Voinescu, într-o conferință organizată de Dilema Veche la orașul tău de suflet, zic bine? Sau orașul meu natal, unul dintre orașele de suflet? Unul dintre orașele de suflet, orașul natal, Timișoara. Când ai, prilej cu care ai fost provocat să vorbești despre
maturitate și imaturitate, despre crizele de vârstă, despre adolescență și prelungirea adolescenței. Și ai avut și o teză cu care aș dori să începem felia noastră de dialog de acum, când ai spus că astăzi se pare că se poartă, este în vogă, imaturitate. Cum ai explicat teza? Sunt din nou pus în fața unei situații dificile, fiindcă, la drept vorbind, nu mi-amintesc această discuție cu prietenii mei, Adriana Vaveț și Sevor Voinescu. Deci mă acuzi, cu alte cuvinte, că inventez. Nu, îmi amintesc circunstanța, doar că nu mi-amintesc... O să primești citația pentru că e mare la Ciudad de Mexico. Doar că nu mi-amintesc cu adevărat ce spuneam și ce exemple foloseam. Acum, e foarte posibil să mă fi referit, de pildă, la niște autori centrali europeni care tratează tema imaturității, tema dificultății sau refuzului vârstei mature. Da, scuze-mă, iată-mă că te întrerup, Marius, nu o fac, dar sunt nevoit acum ca să vin cu niște precizări legate de context. Da, vorbeai despre o adolescență prelungită, vorbeai de cazurile acelor tineri cărora le place să-și lungească perioada de adolescență, care folosesc ghilimele sau pot să folosesc fără ghilimele, huzuresc pe costul părinților. Și spuneai tu, prelungirea acestei adolescențe este, de fapt, echivalează cu un refuz al autonomizării. Uh-huh. Și în sensul ăsta, așa cum te-am citat din memorie, și în sensul ăsta tu ziceai că, da, se poartă imaturitatea pentru că a refuza autonomizarea este o probă de imaturitate. Și tu vorbeai în contextul ăsta, de fapt, de această modă, această tendință de a... ne mândri că e cool cu imaturitatea vârstelor fragede. Da. Începe să se facă vag lumină în căpățâna mea, nu de plin, dar parcă încep să reperez puțin circumstanțele și conceptele pe care le-am folosit în discuția respectivă, de care le sparg într-o 2 ani. În fine, mi se oferă în felul ăsta și un soi de scuză pentru amnezia mea. Cum spuneam, aveam în minte în mod specific autori centrali europeni care tratează această temă și care văd în refuzul imaturității mai curând o virtute decât un neajuns. Fiindcă, de pildă, am în minte un autor polonez care se numește Witold Gombrowicz, și care face din tematica imaturității unul dintre subiectele importante ale viziunii lui artistice și ale operei lui până la urmă, fiindcă vede în imaturitate, adică în refuzul înghețării într-o anumită formă, o probă a creativității. El crede că tinerețea, adolescența perpetuă, imaturitatea, ca să revenim la conceptul fundamental al întrebării tale, sunt o dovada peremptorie a creativității și că poți rămâne creativ doar refuzând să te maturizezi, să te clasicizezi, să te fixezi în efigia monumentală care îți dorești să fii. Asta e, să zicem, versantul intelectual, cultural, literar al răspunsului meu, sau de atunci, sau în fine, reluat acum. Dincolo de asta, sigur că avem o realitate socială, și anume a faptului că adolescențele astăzi durează mai mult decât se întâmpla să dureze în urmă cu 20, 30, 40 de ani. În fond, adolescența este o invenție a modernității și o invenție a modernității, dacă dorești, occidentale, și este, cred, rezultatul nemijlocit, ia drept o ipoteză sau o speculație ceea ce spun, rezultatul nemijlocit al prosperității. Cred că astăzi tinerii nu mai sunt în situația de a se maturiza accelerat din rațiuni economice sau sociale, care astăzi nu le mai impun asta.
generalizarea învățământului universitar, prelungirea indefinită aproape a deciziei de a te căsători sau de a avea copii, toate astea prelungesc într-un fel indefinit adolescența sau imaturitatea și creează o situație culturală, politică, socială pe care umanitatea cred că nu a cunoscut-o dintotdeauna, fiindcă tranziția de la copilărie la maturitate în societățile tradiționale se face în general brusc, printr-un rit de trecere care astăzi nu mai există sau care s-a descompus într-o mulțime de rituri de trecere întinse în timp. Acum, ce trebuie să ne întrebăm ca cetățeni, ca părinți și unul și celălalt, este în ce măsură e benefică această prelungire sinedie a adolescenței. Adică aceste perioade lipsite de griji, lipsite de răspunderi, prin care tinerii trec între, să spunem, 12 și 22 de ani. Și în ce măsură consecințele sociale, culturale, intelectuale, ideologice, politice al acestei situații sunt benefice, fiindcă noi ne privăm de contribuția la binele public vreme de 10 ani a acestor tineri. Și sigur că cred că e o întrebare legitimă, dacă e bine sau nu e bine. Aș pune în mod egoist binele public pe locul 2. M-aș gândi înainte de toate la binele odraslei pe locul 1. Și te întreb, din perspectiva asta, e bine să existe această ruptură, această clar marcată trecere de la adolescență la viața matură, printr-o, pur și simplu marcată chiar printr-o decizie autorității părintești? Sau din rațiuni de care vorbeai tu, un plus de creativitate, un plus de libertate, un plus de mobilitate, această perioadă a adolescenței să fie după bunul plac al odraslei prelungită. Eu cunosc cazuri chiar, și vorbesc cu cunoștință de cauză, de tineri, în special crescuți în culturile protestante sau ale Europei de Nord, care sunt aruncați în bazin să noate de când au împlinit 18 ani. Au împlinit 18 ani pe propriul lor drum, indiferent că părinții, în cauzele pe care le știu, au foarte serioase resurse materiale să îi sprijine în continuare. Bineînțeles că acum putem vedea că există plusuri și minusuri și că dacă vorbim din perspectiva maturizării și șanselor de maturizare ale acestor tineri, varianta aruncării în bazin de la 18 ani, în bazinul lumii vorbesc, este preferabilă. Dar nu știu în ce măsură, da, și din perspectiva binelui public e preferabilă, dar, repet, mă interesa perspectiva asupra evoluției individuale. Da. Nevoia de autonomizare e, cred, foarte importantă și cred că ea se manifestă direct sau pieziș în cazul tuturor adolescenților. În fond, revolta, neastâmpărul, obrăznicia, între ghilimele sau nu, adolescentului, asta semnalează, și anume că adolescentul, el sau ea, își dorește să se autonomizeze, să se despartă de universul parental, să-și ia destinul în mâini și să-și îl croiască așa cum crede de cuvință. Doar că societatea este altfel configurată astăzi și această desprindere se face mai greu decât se făcea înainte și că, probabil, în noile circumstanțe și părinții, dacă își permit să fie astfel, sunt mai grijulii și mai protectivi decât erau în urmă cu mai multe generații. Eu cred că ar trebui să fim maturi și echilibrați cu copiii noștri și să admitem și să cultivăm pretenția lor de autonomie, de îndată ce ea se manifestă, să o respectăm în genuinitate sau în autenticitatea ei,
Și să vedem când această dorință de autonomizare ajunge la maturitate și poate da roadele, roadele firești pe care și adolescentul și le dorește, și părinții și le doresc. Ceea ce mă privește pe mine, sau ne privește pe noi, pe Mirela și pe mine, care suntem părinți a 6 copii, această tranziție s-a produs fără sincope, fără drame. Copiii noștri s-au autonomizat progresiv, dar nu lent, rapid, dar nu sincopat, astfel încât trei dintre ei sunt astăzi pe picioarele lor. Ultimii trei sunt pe cale să se autonomizeze în faze diferite, sigur adaptate vârstei și condiției lor. Dar, încă o dată, nu mă aștept ca această tranziție să fie bruscă, spectaculoasă, dramatică, fiindcă condițiile nu mai sunt de asemenea natură, dar ca ea să se producă și ca copiii mei să-și ia viața în mâini mai repede sau mai târziu și să devină persoane de capul lor la vremea potrivită. Trebuie să te felicit în public, o fac de data asta, pentru calitatea de socru mic pe care o vei dobândi peste câte zile? În 2 septembrie, fata noastră Olga se căsătorește și suntem foarte bucuroși. De piatră, să fie un ceas bun. Spune-mi, te rog, care e vârsta celui mai în vârstă copil? 28 de ani. Vladimir are 28 de ani. Și spuneai cel mai mic 13. Sebastian are 13 ani. Spune-mi, te rog, tu ai sesizat, hai să nu zicem între 28 și 13, dar între 13 și următorul vreo diferență pe care să o numim generațională? Sebastian este cel mai mic, este prâslea dintre copiii noștri, are 13 ani. Următoarea este Odora, care are 17 ani. Sigur, îi considerăm și pe unul și pe cealaltă. Aceeași generație? Adolescenți. Și pe unul și pe cealaltă îi considerăm adolescenți, dar nu neapărat din aceeași generație. Iată că la scara a doar 4 ani îi considerăm ca făcând parte din universuri totuși distincte, fiindcă sunt așezați pe spirale ale maturității diferite, în faze ale coacerii care sunt în mod clar diferite și care nu seamănă neapărat, în sensul că Teodora de la 13 ani nu seamănă neapărat cu Sebastian de la 13 ani. Mai întâi că Teodora e fată, Sebastian e băiat, sunt provocări și impulsuri și revendicări diferite în cazul unuia și celeilalte. Însă înțeleg întrebarea ta, sau cred că înțeleg întrebarea ta, care vizează noțiunea de generație și rapiditatea cu care generațiile se succed în ziua de astăzi. Exact asta. În ziua de astăzi. Spun din propria experiență, diferența de 4 ani între proprii copii nu-i plasează în aceeași generație. Pe când noi spunem adesea că generația mea, și când spun generația mea, fac referire la un ecart de chiar de 10 ani. Da, fără îndoială. Deci, și în mintea mea, oamenii născuți între 68 și 75, 78 fac parte în fond din aceeași generație. Și înainte de această discuție stăteam împreună și cred că găsisem un acord în analiza noastră, și anume că generația noastră, generația ta și generația mea, s-a definit și în funcție de repere ale istoriei mari. De pildă, pentru noi și pentru tine și pentru mine, am sentimentul, revoluția, trecerea de la comunism la democrație, la un regim liberal-democratic, a reprezentat un reper fondator. A reprezentat o exigență de maturizare și o bornă biografică foarte importantă. Generațiile care ne-au succedat au avut la scara propriei vieți, mai puține sau deloc asemenea repere istorice. Și de aceea, mai în glumă, mai în serios, spuneam că după noi, generațiile au început să se
definească în funcție de rețelele sociale pe care le utilizau. Și s-a făcut trecerea de la generația Facebook, la generația Instagram, la generația TikTok și așa mai departe. Așadar, de la scara istoriei, la scara preferințelor și gusturilor personale. E limpede, trăim într-o istorie care se accelerează, într-o dinamică a schimbării cu care noi, în urmă cu 20-30 de ani, nu eram obișnuiți și pe care nu o puteam anticipa. Nu e vorba numai de revoluția tehnologică care produce o gamă de gadgetistică din ce în ce mai spectaculoasă, ci și de modificări ale pieței ideilor despre universuri ideologice în entropie, într-o dinamică din ce în ce mai anarhică sau din ce în ce mai haotică, care reclamă un efort de adaptare din ce în ce mai viguros sau din ce în ce mai exigent. Generația noastră a avut confortul de a trebui să se adapteze mai lent circumstanțelor în schimbare decât mi-e teamă copiii noștri. Într-adevăr, timpul pare să nu mai aibă răbdare și da, cred că trăim într-o istorie care e în viteza a șasea. Dacă există, există și viteza a șasea, nu? Da, dacă există, atunci istoria se consumă în această viteză și copiii noștri sunt nevoiți să fie adaptabili și să schimbe din mers. Spre deosebire de generațiile noastre care se bucurau parcă de mai multă tihnă. Scuză-mă. Da, o simplă observație care mi-a trecut prin cap adesea, și anume că e posibil ca noi să fim în fond responsabili de accelerarea istoriei, fiindcă am ținut cu tot din adinsul să transformăm progresele tehnologice în factor de accelerare. Ce vreau să spun prin asta? Am căutat mereu să inventăm instrumente care să facă ceea ce făceam în trecut lent, ca să facă rapid ceea ce făceam în trecut lent. Tractorul este în fond o accelerare a plugului tras de boi. Combina este un accelerator al secerei. Motocositoarea este un accelerator al coasei tradiționale. Calculatorul electronic este un accelerator al gândirii naturale și așa mai departe. Încercând să facem ceea ce făceam în mod tradițional, lent, să facem repede, ceea ce am obținut este în fond și o accelerare a istoriei. Încercând să câștigăm timp, ne-am dat seama că timpul pe care putem să-l câștigăm s-a făcut din ce în ce mai mic. Da, făceam aluzia adineori la Neil Postman și o să îmi propun să am o dezbatere exact pe acest subiect cu un traducător al unei lucrări cerebre al lui Postman, care se cheamă Tehnopolia și agresiunea tehnologiei împotriva culturii, tradusă în limba română de Silviu Man, va apărea curând și sper să am o dezbatere cu Silviu pe subiect. Până atunci însă nu pot să nu remarc și îmi pare foarte bine să o fac felul în care mâniești limba română. E o mare plăcere să vorbesc cu cineva care, deși a cutreierat lumea, deși vorbește din datorie profesională și plăcere limba engleză, nu? Din datorie profesională și plăcere limba franceză. Vorbește o limbă română extrem de curată și nu doar curată, ci și foarte frumoasă. Te-am auzit odată apărând limba română în fața unor avocați, folosesc ghilimele de rigoare, ale limbii moldovenești. Și erai atunci ambasador la Chișinău și spuneai că
ar fi cazul să apărăm limba română și promovarea limbii române, inclusiv la Chișinău, ar avea un darul de a ne, de a, de a, de a ne ține la oaltă. Dar dincolo de asta, salut vorbitorul de limba română și pe scriitorul Marius Lazurca, pentru că ar trebui să fii un model pentru cei care ne ascultă și din această perspectivă a grijii și a folosirii limbii materne cu decență și cu șarm. Și te citez din memorie, spunând cândva că pentru tine folosirea riguroasă și corectă a limbii materne e o formă de patriotism. Da, e o întrebare importantă și am să încep prin a exprima o convingere care este și personală și profesională în egală măsură, și anume că a vorbi corect, mai întâi, și expresiv, dacă se poate, limba română, e forma imediată, nu neapărat cea mai accesibilă tuturor, dar forma imediată și cu adevărat obligatorie a patriotismului, fiindcă limba română ne precede și trebuie să își continue existența în istorie și cultură și dincolo de existența noastră pasageră. Altfel spus, limba română, ca orice limba maternă în fond, e un dar care ni s-a făcut de cei care ne-au precedat și care trebuie să facă obiectul generozității noastre în raport cu generația viitoare. Trebuie să facem acest dar și celor care ne urmează și să-l facem în frumusețea și în expresivitatea lui sau eventual ameliorată, astfel încât existența culturii naționale în istorie să continue. Am crezut mereu asta și mereu m-am simțit responsabil pentru fiecare cuvânt pe care l-am rostit în limba maternă, adică în limba părinților mei. Și spunând asta, exprim și un soi de fundament moral pentru limba română, în speță, sau pentru orice limbă maternă în general. Este ceea ce ne leagă de generația precedentă, în speță de generația părinților noștri, și este darul pe care nu cineva abstract ni l-a făcut, ci darul pe care părinții noștri ni l-au făcut atunci când ne-au adus pe lume și când ne-au dat o educație și când ne-au învățat cum să fim. E bine să știm asta, să păstrăm asta în minte ca ceva valoros. Și în ceea ce mă privește, am făcut din această exigență ceva important pentru viața mea profesională și o să mă explic, dar ceva important și pentru viața în familia noastră, fiindcă niciodată nu am vorbit onomatopeic copiilor mei. Totdeauna i-am tratat, sigur, adaptat vârstei lor, dar le-am vorbit întotdeauna cu seriozitate și am mizat întotdeauna pe capacitatea limbii de a forma inteligențe și caractere. Cred că a vorbi la înălțime limba are și acest dar de a configura inteligențe, culturi, caractere, în fond destine. În ceea ce privește viața mea profesională, diplomația e un exercițiu al limbii. În fond, nu poți face diplomație pe muțește. E imposibil. Nu există negocieri în pantomimă. E, cred, evident. Mai mult decât atât, nu poți exprima util pentru Ministerul de Externe realitatea statului în care ești trimis, decât dacă o înțelegi și poți exprima cu exactitate ceea ce ai înțeles în limba națională. Sigur că e important pentru un diplomat să fie poliglot și să cunoască limbile de circulație și de uz internațional.
E de asemenea important, atunci când e posibil, să vorbească limba țării în care este trimis în misiune. Dar încă mai important decât asta este să cunoască bine limba sa, limba lui națională, pentru a fi cu adevărat util celor care l-au trimis acolo, adică autorităților propriului stat. Asta foarte pe scurt, sigur că am putea vorbi foarte mult despre limba română și despre miracolul supraviețuirii la porțile orientale ale Europei, acestei moșteniri intelectuale, culturale, civilizaționale a Imperiului Roman. Știi că de asta ne-a spunea că limba română a fost o miraculoasă de Eminescu însuși. Da. Pledoaria ta pentru limba română e emoționantă și te-aș ruga dacă poți pleda la fel de convingător și despre imperativul numit patriotism. Pentru că într-un context, să nu spui că nu-ți amintești, că îți dau înregistrarea să știi, într-un alt context, spuneai că România este un neam vechi locuit de o națiune tânără. Da, și sigur că e evident că lucrurile stau așa, sau cel puțin mintea mea e evident și că cunoștințe, fie și doar rudimentare de istorie, demonstrează că România este un neam vechi și o națiune tânără, fiindcă ca în calitate de comunitate politică, România a intrat în istorie undeva la începutul secolului XIX, odată cu Tudor Vladimirescu, cu 1848, cu momentul Unirii Principatelor, cu momentul Independenței și așa mai departe. Toată această succesiune de mare succes, îmi vine să spun, care a marcat intrarea românilor în calitatea lor de comunitate politică în istorie și constituirea unui stat național, proiect încă o dată de mare succes. Noi, dintr-un soi de neglijență, dintr-un soi de instinct păgubos al risipirii, nu realizăm că nu toate neamurile au putut să obțină un stat și că există mult mai puține state decât limbi sau mult mai puține state decât neamuri. Iar românii au avut șansa, inteligența, iscusința de a putea să facă să coincidă aceste două realități. O limbă și un neam pe de o parte, o configurație statală pe de altă parte. Astfel încât suntem astăzi în situația de a avea această conversație în București, în capitala României, un stat integrat în organizația Tratatului Atlanticului de Nord, NATO, în Uniunea Europeană, un stat care și-a găsit în fine un ritm de creștere economică și de progres social, care demonstrează succesul istoric al proiectului românesc. Revin un minut măcar la virtutea patriotismului. Virtutea patriotismului pornește inclusiv de la constatarea succesului în istoria românilor, fiindcă am fi putut astăzi să vorbim o altă limbă decât limba română, într-un alt stat decât cel care se cheamă România. Așadar, e elementar să ne spunem românii au avut succes în istorie și au putut face lucruri cu care se pot mândri și pot privi în perspectivă cu multă încredere. Acum, sigur că patriotismul, din păcate, deliberat sau din accident, e adesea confundat cu naționalismul și aruncat la groapa de gunoi a oprobiului împreună cu naționalismul. Aș spune că e util, e urgent să recuperăm patriotismul ca virtute civică. În datele lui, ale patriotismului, fundamentale și anume de atașament la realitățile simple care ne înconjoară. Sigur că am putea fi tentați să descriem patriotismul în termeni generici, monumentali, conceptual, teoretic, așa mai departe, însă ar fi prea puțin credibil. Eu cred că patriotismul trebuie recuperat la scară mică,
la scara lucrurilor care ne sunt familiare și de care suntem atașați, colțul de țară în care ne-am născut, peisajul care ne-a impresionat pentru prima dată, locurile care ne sunt dragi și la care revenim cu plăcere, limba pe care o vorbim cel mai bine și care nu va fi înlocuită de nimic, chipurile pe care le-am îndrăgit și pe care nu le putem uita, toate acestea sunt conținutul în fond natural și indispensabil al patriotismului și nu un atașament teoretic și generic față de o idee abstractă. Marius, din enormă simpatie și prietenie, te-am plimbat pe la Roma, pe la Chișinău, te-am dus și la Budapesta, am făcut și o excursie cu vaporașul pe Dunăre până la gurile ei, la Sulina. Acum e cazul tău să-mi întorci acest favor. Plimbă-mă și tu prin Mexic, măcar virtual. Unde mă duci în Mexic ca să merite cumva excursia pe care ți-am organizat-o eu? Da. Mexicul e o țară foarte frumoasă și foarte interesantă și care merită vizitată și pledez pentru cunoașterea, fie și superficială sau, în fine, de scurtă durată sau pe durată scurtă a Mexicului. Mexicul e un continent, nu e o țară. Dacă România e o țară, Mexicul e mult mai mult decât o țară, fiindcă scara la care se extinde Mexicul depășește realitatea geografică a României. Mexicul e foarte complex și pe verticala istoriei, fiindcă e o țară foarte stratificată, care are îndărătul ei în istorie civilizații întregi, civilizații prestigioase, care au lăsat urme patrimoniale extraordinar de impresionante și de prestigioase. O țară care a trecut printr-o perioadă de colonizare, printr-o lupta pentru independență și printr-un prezent foarte dinamic. Mexicul de astăzi este una dintre țările cu cea mai impresionantă dinamică economică, socială, politică, culturală. O țară care are nu numai o economie foarte vie, foarte intensă, dar care are și o viață intelectuală foarte sofisticată și foarte complexă, cu o elită perfect aliniată celor mai sofisticate și complexe exigențe. E o țară care are o rețea de educație universitară, de pildă, extraordinar de extinsă și o capacitate de a genera standarde și concepte foarte, foarte impresionantă. Ce poate fi vizitat în Mexic? Acum, Mexicul e o realitate, din punct de vedere statal, federală, compusă din state federale, reprezentând toate câte un micro univers foarte, foarte interesant. Ciudad de México, capitala federală, nu seamănă cu Guadalajara, care este un soi de centru cultural extraordinar de prestigios în Mexic, de asemenea Monterrey, un centru industrial și economic foarte important către nordul Mexicului, reprezintă și el o realitate distinctă și cu o culoare specifică clară, limpede, de definită. Aș recomanda așadar destinațiile turistice normale, tradiționale, capitala, orașele cele mai cunoscute, am numit câteva dintre ele. Oaxaca, de asemenea, aș pleda pentru o călătorie în Oaxaca, pentru bucătăria tradițională și pentru artizanatul din Oaxaca. Aș pleda, de asemenea, pentru zona litoralului Golfului Mexic sau Mării Caraibelor, și anume zona Cancun și a peninsulei Yucatan. Dar și pentru, în fine, zona deșertului Sonora, de pildă, care are farmicul aspru specific. O țară așadar fascinantă, cu o complexitate și cu o diversitate greu de anticipat și care trebuie cunoscute la fața locului. În speranța că turistul român care ajunge acolo nu este confundat cu un terorist sau imigrant ilegal și ținut în aeroport 24 de ore sub acest pretext.
Sigur, din păcate avem asemenea situații și ambasada și Ministerul de Externe le tratează cu toată seriozitatea. Din nefericire, ele continuă să se producă. Din fericire, totuși, sunt mai curând rare. Nu vreau să diminuez disconfortul sau eventual suferința unora dintre cetățenii noștri care au trecut prin această situație. Aș reaminti totuși că e mai curând o situație excepțională și că avem un dialog bun și consistent cu autoritățile mexicane care să ne facă și pe unii și pe ceilalți să putem evita, preveni asemenea circumstanțe. Mare, spune-mi o ultimă curiozitate. În pregătirea întâlnirii cu tine am citit, am încercat să fiu la curent cu evoluțiile zilei din Mexic și printre informațiile pe care mi le-am notat figurează și aceea a unei revigorări a energiei populare în Mexic. Asta și grație unor politici sau acțiuni ale partidului condus de, sau din care a făcut parte președintele Obrador. Și ce m-a surprins, o știre pe care tu ar trebui să o confirmi, că președintele Obrador are în fiecare dimineață la ora 7 o conferință de presă. E legendă sau e adevăr? Nu, e un adevăr. Ce face bine cu conferință cunoscut de presă în fiecare dimineață la ora 7? Raport despre starea națiunii. E mult mai mult decât atât. Într-adevăr, președintele López Obrador, de la bunul început al mandatului său, a obișnuit cetățenii cu această prezență publică zilnică, de luni până vineri, în care singur, dar preponderent înconjurat de membrii ai guvernului său, prezintă populației temele cele mai importante ale actualității și viziunea guvernului său cu privire la aceste teme. E o formă, sigur, inedită prin intensitatea ei de dialog al șefului statului cu corpul electoral. În același timp, e o formulă extraordinar de utilă pentru diplomați care pot avea în fiecare zi un tablou al actualității pe care însuși șeful statului îl livrează. E o formă de a defini, de asemenea, agenda publică și de a lua în administrație, dacă dorești, problematica zilei. Un mod, sigur, costisitor din punctul de vedere al efortului personal pe care președintele Obrador îl depune, dar în egală măsură o formulă prin care domnia sa semnalează importanța pe care o dă opiniei cetățenești. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la întâlnirea de astăzi. Pe drept cuvânt, am fost foarte încântat și onorat de această prezență. Salut și prietenii care ne urmăresc, chiar dacă îi văd în spate un decor de Studio TV. Eu sunt pe o plajă la Cancun, de unde vă salut cu drag și vă aștept la următoarele întâlniri. Îți mulțumesc și eu pentru inițiativa acestei întâlniri, mi-a făcut multă plăcere și sper ca cei care au decis să ne urmărească să găsească util dialogul nostru. Mulțumesc foarte mult!